La bună și frumoasă întâlnire, dragii mei! Sunt Ovidiu Purdea Someș, un căutător de doruri prin munți, pe cărări, pe văi și prin câmpii, prin flori și prin copaci. Da, am văzut o floare plină de dor căruia îi cântau oamenii și erau atât de veseli încât mă întrebam ce nume are floarea, ce miros, ce poveste și în ce colțuri de lume crește. Dar curând, floarea a devenit fruct, fructul curgere, iar curgerea, prilej de voie bună, dar și de versuri. Bună oară! Bine-mi place lângă drum să văd floarea cea de prun. Horincuțe din oiagă când te văd, lumea mi dragă! Așadar, la popasul dorului de astăzi cu ea ne dăm întâlnire, cu pălinca de prune sau... cum s-o mai numia? Horincă, țuică, horilcă, jinars, rachiu, vinars, dar numai e prună să fie. Că atâtea limbi dezleagă, atâta voie bună face, încât i-au fost dăruite atâtea versuri. Ne-am gândit că merită să facem un popas alături de artiști care i-au adăugat și virtuți în cântec. Că vorba aceea, cât e un păhăruț nu strică, nici la domn, nici la o pică. Am văut cu trei părtăi și ne grăim pe la spate, să mai bem o jumătate. Lasă voia bună în casă, pune pălinca pe masă, pune pălinca pe masă, lai, lai, lai. Eu așa m-am îndrăgostit de sticla asta, nu știu ce are înăuntru, are o cruce, că vorba ardileanului, tătă, vine să pup crucea. Dau o-n burtă în șaiteu, la 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 la, cu rămustu ca parău, la 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 la. Tare li drag, tare li drag la nevese, fiindcă lucru o poveste, chiar si duru ca roa. Măi, dorule, de când te-ai dus la roa, mă. Există o legendă care spune că succesul luptei de la Guruslău din anul 1601, a oastei condusă de Mihai Viteazu, s-a datorat și faptului că înainte de bătălie oștenii s-au încălzit cu pălincă din Ardeal. Ai să zice la noi în sat, ai că nu-i om ce-o fost batmă. La fiecare casă e un cazan și toamna, când se termină borhotul, miroase în drumul de zalău cu totul a țuică de te-mbată la volan.